O situație cel puțin bizară are loc în județul Vaslui, acolo unde mai mulți elevi sunt nevoiți să învețe în casa de prăznuire a unui cimitir, după ce școala în care învățau cei mici a intrat în reabilitare. În urma unui control, Direcția de Sănătate Publică a dispus de urgență mutarea elevilor din acea clădire, însă părinții nu sunt de acord sub nicio formă cu această decizie. O situație total neobișnuită are loc în Vaslui, acolo unde elevii unei școli au fost transferați într-o clasă din casa de prăznuire a cimitirului din sat pentru că școala în care învățau a intrat în reabilitare, autoritățile locale au găsit o soluție rapidă menită să rezolve lipsa de spațiu a elevilor fără a face o schimbare mare în dezavantajul acestora, precum cea legată de distanța față de casă. Așa se face că decizia a venit rapid, iar cei 22 de copii aflați în clasele primare, cât și restul de la 8 de la grădiniță, au fost mutați într-o încăpere pusă la dispoziție de biserică. În cel mai scurt timp, încăperea în care mai de ună zi se aduceau pomenile a fost umplută cu mai multe pupitre vechi în care elevii studiază. În aceeași încăpere a fost adus și un frigider pentru a ține la rece cornurile și laptele pe care îl primește cei mici. Atât elevii cât și părinții nu au avut nimic de obiectat, însă problemele au apărut în urma unei inspecții făcute de DSP. Astfel, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Vasului au decis ca spațiul alocat elevilor să fie clasat drept timp propriu desfășurat orelor de curs, dispunând mutarea acestora într-o unitate de învățământ care să întrunească condițiile minime necesare. Mai multe reprezentanții de SP au amendat conducerea școlii cu 3.000 de lei pentru neîndeplinirea condițiilor igienico-sanitare și implicit au dispus mutarea elevilor într-un alt spațiu adecvat. După aceste directive, autoritățile au găsit o soluție alternativă, mai exact mutarea elevilor la o școală dintr-un sat vecin. La aflarea veștii, părinții au fost foarte Revoltați, ei fiind împotriva acestei mutări care presupune ca cei mici să facă naveta în satul vecin. Mai mult, ei au amenințat că nu își vor mai lăsa copiii să meargă la școală dacă vor fi mutați din clădirea de lângă cimitir. Se pare că nici părinții, nici copiii nu sunt deranjați de lipsa condițiilor și de prezența mormintelor. Părinții au declarat că elevii sunt obișnuiți de mici cu la biserică și la cimitir, așa că nu există un impact emoțional asupra lor. Nu suntem de acord să meargă copiii la altă școală, Ni s-a spus că mai este puțin și sunt gata lucrările de la școala lor și nu credem că este o problemă dacă mai învață două luni în prăznicar. Nu avem posibilitatea să-i ducem la altă școală. Nu avem mașini, suntem acasă, că avem copii mai mici, soții sunt plecați la muncă. Știm că în alte localități, când s-au făcut lucrări la școli, copiii au fost mutați pe o perioadă în alte spații și nu a spus nimeni nimic. Acum la noi de ce nu se poate? A declarat una dintre mămici la protestul împotriva autorităților, relatează Playtech.ro.